Din nou în direct, armata Rusiei se mărește din nou. Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care se stabilește nivelul de personal al forțelor armate ruse. Documentul prevede cea de-a treia mărire de efective rusești de la declanșarea invaziei din Ucraina. Decretul semnat de Putin a fost deja publicat pe portalul oficial de informații juridice al statului rus. Potrivit acestuia, armata rusă va ajunge la peste 2 milioane de membri, dintre care peste 1,5 milioane de militari. Astfel, personalul armatei rusesc se va mări cu 180.000 de oameni. Decretul va intra în vigoare în luna decembrie acestui an. Momentan, ministrul rus al apărării nu a comentat mișcarea, însă după decretul anterior a declarat că această creștere și creșterea diminuirii armatei ruse este necesară din cauza amenințărilor tot mai mari la adresa țării asociate din cauza districtului militar nord, care conduce războiul împotriva Ucrainei și extinderii în curs NATO.